Vă reamintesc, dragii mei, când am început partea a doua a timpului de părtășie, am citit un cuvânt din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, care vorbește despre un subiect deosebit de actual, măcar că aceste cuvinte au fost scrise, au fost rostite în urmă cu 2000 de ani, aproximativ 2000 de ani, ele sunt foarte actuale în vremea noastră. Iisus a vorbit despre îngrijorări. Aș vrea să vă spun că acest cuvânt, grijă, apare în foarte multe construcții gramaticale și expresii din Biblie. Poate de aceea abordarea unui asemenea subiect este destul de sensibilă și de delicată. De bună oară găsim în Biblie scris a purta de grijă. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei că dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un vameș, decât un om din afară. Chiar dacă este poate membru în biserică de 10, de 20, 30 de ani, dar dacă în relația cu cei din casa lui el nu dovedește că poartă de grijă de aceștia, el este încă mai, sau este chiar mai rău decât cei de afară. A purta grijă, iată că poate să aibă un sens bun. Pe de altă parte însă, Apostolul Pavel în Romani, capitolul 13, versetul al 14, zice să nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. A purta de grijă în contextul acesta este ceva negativ. Purtând de grijă firii pământești, noi nu facem altceva decât să-i întețim poftele care se răsprând apoi asupra noastră și ne luptăm din greu cu ele și ne vine greu să le biruim și câteodată ne biruiesc ele pe noi. A se îngriji, de asemenea, este un verb care apare în Biblie. Citim de bună oară și despre famenul etiopian în Fapte, capitolul 8, versetul 27, că era îngrijitorul tuturor vistierilor împărătesei din Etiopia. Un om care avea de grijă pentru ceea ce a fost încredințat. Mântuitorul Iisus însă vorbește aici despre îngrijorări. Și ca să înțelegem mai bine sensul acestei expresii, acestui cuvânt, l-aș pune în legătură cu ceea ce spunea Domnul Iisus în versetul 29. Și nu vă frământați mintea. Îngrijorarea, aș putea să spun că este o formă patologică. O formă care se răsfrânge asupra noastră într-un mod negativ, și are foarte multe aspecte negative. Aș putea spune că ea se răsfrânge negativ asupra tuturor domeniilor vieții noastre. În pasajul pe care noi l-am citit, Domnul Iisus vorbește despre îngrijorări cu privire la ce să mâncăm și ce să îmbrăcăm. Dar dacă veți citi în 3, capitolul 12, veți vedea că Domnul a vorbit și despre altfel de îngrijorări înainte de aceasta. Zicea Domnul Iisus, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța în chiar ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Dați-mi voie să vă spun că, măcar că societatea a avansat foarte mult și noi, ca și creștini, trebuie să admitem lucrul acesta, totuși îngrijorările au rămas o prezență constantă de-a lungul vremii până la noi. Nu doar că nu au dispărut, nu doar că nu au scăzut în intensitate, că nu s-au împuținat, ci aș putea să spun că în acest ciudat viac 21, îngrijorările sunt mai prezente în viața omului decât au fost atunci când Domnul a rostit aceste cuvinte. Se îngrijorează oamenii care trăiesc de azi pe mâine, se îngrijorează cei care au acumulat bogății pe căi drepte sau pe căi nedrepte.
Lumea în care trăim este o lume cuprinsă de îngrijorare și îngrijorarea ne influențează negativ foarte mult viața. De aceea revin și zic încă o dată, Domnul Iisus a abordat un subiect deosebit de actual pentru noi cei de astăzi. Probabil că timpul pe care l-am la îndemână nu va îngădui să abordez prea multe aspecte care au de-a face cu îngrijorarea, dar dacă Domnul ne va ajuta, și eu cred că ne va ajuta, vom reveni asupra acestui pasaj pentru a intra în detalii. Ce vreau să spun este că Domnul Iisus a legat vorbirea aceasta cu privire la îngrijorări de ceea ce a spus anterior. Domnul Iisus învăța noroadele și la un moment dat, probabil când vorbitorul a făcut o pauză, unul din mulțime a venit înaintea Domnului cu o cerere și a spus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Când am vorbit data trecută, cu ceva vreme în urmă, din pasajul acesta, am accentuat faptul că omul acesta a fost acolo în mulțime, a ascultat vorbirea Domnului Iisus, dar în timp ce urechea îi prindea, poate, cuvintele Domnului Iisus, inima lui auzea altceva. În inima lui era o nemulțumire și aștepta un prilej ca să vină la Domnul să ceară de la el ajutorul. Probleme de felul acesta, cum ar fi fost împărțirea între frați a unei moșteniri, intrau fără îndoială în competența rabinilor. Rabinii, adică învățătorii, erau aceia care, dacă vreți, reglau aceste probleme care puteau să apară între frați. Și Domnul Iisus a fost în repetate rânduri numit învățător, adică rabi. Nu mă mir de faptul că omul acesta a venit la Domnul. Probabil că s-a dus la alți rabini, dar oamenii aceia, fiind tot oameni, vor fi fost părtinitori. Și când l-a văzut sau l-a auzit pe Domnul vorbind și a imaginat și a dat seama că în sfârșit are în față un învățător, un rabi care este drept, care împarte drept cuvântul, care nu se uită la fața oamenilor și s-ar putea ca el să-i facă dreptate. De aceea și-a formulat cererea înaintea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus refuză să intre în acest rol, lăsând de înțeles că el pentru altceva a venit în lumea aceasta. Nu a intrat într-un rol pentru care nu era mandatat în momentul acela. Domnul Iisus a adresat mulțimii și a spus: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și în continuare a spus o pildă pe care noi o știm în detaliu. Pilda bogatului căruia i-a rovit țarina. A vorbit Domnul Iisus despre omul acesta care era deja bogat și faptul că Domnul precizează că era bogat arată că avem de-a face aici cu un element important. Omul acesta nu trăia în lipsuri. Și a rodit țarina și acum se confrunta cu o problemă. Nu știa cum să facă față acestei situații cu recolta aceea bogată și a făcut un plan în mintea lui și a zis: știu ce voi face. Voi sparge hambarele mele, le voi strica și voi face altele mai mari care se corespundă noilor nevoi. Dar Domnul spunea că omul acesta a auzit un glas care i-a spus: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere suflet. Vreau să remarcați, dragii mei, împreună cu mine, că omul acesta a făcut doar planuri, a făcut proiecte, n-a apucat probabil nici măcar să dărâme hambarele acelea mici și insuficiente. Și mă gândesc că în privința aceasta ne asemănăm cei mai mulți dintre noi cu el. Facem atât de multe planuri pentru viitor și până la urmă stai și te gândești oare ce se alege din ele. Din câți oameni au trăit pe pământul acesta și au murit, aproape toți au lăsat în urma lor planuri nerealizate. Planuri pe care poate și-au propus să le atingă, să le împlinească, dar care au rămas în fază de proiect. Mi-aduc aminte ce mi-a spus un frate care este prezent în adunare aici,
Poate că dumnealui își amintește, cu ani în urmă, mi-a spus o întâmplare cu doi prieteni care nu s-au mai întâlnit de demult, nu se mai căutaseră unul pe altul. Și ca să nu fie întrebat unul dintre ei de celălalt, măi, de ce nu m-ai mai căutat, l-a întrebat el, de ce nu m-ai căutat? Că știți, asta este o strategie. Cea mai bună apărare este atacul, se spune printre oameni. Și celălalt interpelat i-a zis, am fost foarte ocupat în ultima vreme, am avut atâta bătaie de cap. Și cum în apropierea lor se găsea un cimitir, cel din tâi și-a invitat prietenul în cimitir și a zis, vezi tu, toți pe ăștia care zac aici? Da, îi văd. Ei bine, vreau să spun că niciunul dintre ei n-a terminat ceea ce și-a propus să facă. Toți au plecat fără să fi terminat. Adevărul este că suntem preocupați foarte mult de proiectele noastre, de planurile noastre și nu aceasta este tragedia. Tragedia este că lăsăm ceea ce este mai important de multe ori în plan secund. Pentru că Domnul Iisus a zis, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aceste cuvintele Domnului Iisus reprezintă o concluzie la mesajul pe care l-a adresat mulțimii. Și cuvintele acestea aveau rolul de a provoca pe ascultătorii lui, de a-i face să gândească. Vreau să vă spun într-o paranteză, eu cred că vorbitorul cel mai bun nu este vorbitorul care vorbește cel mai frumos, cel care folosește expresiile, cuvintele cele mai alese. Eu cred că vorbitorul cel mai bun este vorbitorul care reușește să-i provoace pe ascultători să gândească. Dacă nu reușește lucrul acesta, oricât de gramatical ar fi vorbit el, n-a realizat nimic decât ce a expus cunoștințele din gramatică. Domnul Iisus a dorit ca prin aceste cuvinte să-i provoace pe ascultătorii lui să gândească, să-și pună întrebări. Și întrebarea normală care ar fi trebuit să se nască în mintea ascultătorilor lui ar fi fost aceasta: cum s-ar putea cineva îmbogăți față de Dumnezeu? Dacă această întrebare ar fi frământat mintea lor, probabil că viața lor în continuare ar fi cunoscut anumite schimbări. Dar acum Domnul Iisus se întoarce către ucenici și pasajul pe care noi l-am citit este un pasaj care se îndreaptă, care este adresat specific ucenicilor, nu mulțimii care l-ascultase până aici. Și ucenicilor Domnul le spune, vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Dragii mei, îngrijorările spuneam că sunt prezente și în vremea noastră. N-aș vrea să vă cadă greu, dar sunt realități pe care trebuie să le acceptați, așa stau lucrurile cu privire la noi. Avem dulapurile pline acasă la noi și câteodată când trebuie să mergem la adunare, deschidem dulapul și în fața a 25 de umerașe încărcate de costume, de cămăși, de pantaloni, stăm și ne gândim, ne întrebăm ce să îmbrac. N-am ce să îmbrac. Poate și frații obișnuiesc să se exprime în felul acesta, dar iertați-mă, surorilor, mai mult printre surori se aude expresia aceasta. N-am ce să îmbrac. Ne uităm la raftul cu încălțăminte și sunt acolo zeci de încălțăminte de toate felurile, modelele, culorile, mărimile și spunem câteodată descurajați, descurajate, n-am ce să încalț. Ne îngrijorăm de multe ori și îngrijorările noastre nu au temei. Aș vrea să vă spun că atunci când noi, copiii lui Dumnezeu, ne îngrijorăm cu privire la ce să îmbrăcăm sau ce să mâncăm, îngrijorările noastre, până la urmă, sunt un fel de ofensă, un fel de insultă, un fel de chiar calomnie, aș putea să spun, adusă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și dacă noi știm să purtăm de grijă, să împlinim nevoile copiilor noștri, oare Dumnezeu nu va ști să facă lucrul acesta mai bine?
El știe să facă lucrul acesta, a dovedit lucrul acesta, l-a făcut de atâta vreme și vreau să vă spun, faptul că în vremea aceasta stăm în picioare, faptul că în vremea aceasta avem belșug de pâine în casele noastre, că avem căldură iarna și avem răcoare vara în casele noastre, faptul că avem nu o mașină de 25 de ani pușcată de rugină în toate părțile caroseriei, ci avem mașini mai multe decât ne-ar trebui, toate lucrurile acestea, dacă vreți, dovedesc că Dumnezeu știe să poarte de grijă și ne dă din belșug mai mult decât avem noi trebuință. Dar atunci când noi ne îngrijorăm, noi spunem, de fapt, fără cuvinte, a căror sune să fie auzit, dar gesturile și atitudinile noastre spun că nu ne încredem destul în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și totuși, El ne poartă de grijă, slăvit să fie Domnul. Mântuitorul Iisus a mai spus aici încă un principiu care ar trebui să ne fie de folos în lupta noastră cu îngrijorările. Și Domnul Iisus spunea că viața înseamnă mai mult decât hrana și trupul înseamnă mai mult decât îmbrăcămintea. Este adevărat? Este adevărat. Și totuși oamenii din societate, dacă vă uitați, aleargă foarte mult să-și cumpere haine, tot felul de haine, unele mai scumpe decât altele, mai impresionante decât altele, dar nu se gândesc atât de mult la trupul lor. Pentru că oamenii aceia care cheltuiesc sume exorbitante în haine scumpe, nu se gândesc de bună oară cât rău le face țigara pe care o folosesc, paharul de alcool pe care îl țin în mână câteodată, excesele pe care le fac de un fel sau de altul. Oamenii din societate pun preț mai mult pe exterior și pe imagine decât pe trupul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu. Trupul acesta trebuie îngrijit cu drag. Și Domnul ne învață și ne arată prin Scriptură cum putem să facem lucrul acesta. Cu privire la viață și la mâncare, Domnul a spus, viața înseamnă mai mult decât mâncare. Dar cei mai mulți dintre semenii noștri, dacă își văd cămările pline, frigiderile pline, se limitează la atât. Viața este mult mai mult de atât. Are un mult mai mare preț. Darul vieții este un dar extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu. De la El am primit darul acesta și trebuie să-i fim mulțumitori pentru că ne-a dat viață. Dar trebuie să ne gândim, dincolo de limitele vieții acesteia, la viața viitoare. Bogatul despre care Domnul Iisus vorbise, bogatul acela s-a gândit, vedeți dumneavoastră, doar la viața aceasta. Și imagina că atunci când va strânge toate rodurile de pe câmp, toată recolta, și o va pune la adăpost în hambarele acelea care erau doar în imaginația lui deocamdată, atunci în sfârșit va putea să iasă, mănânce, să se veselească. Dar se pare că până în momentul acela el a trăit tot timpul și el într-o anumită formă de îngrijorare. Și iată încă un pericol pe care îl reprezintă îngrijorările pentru noi. Îngrijorându-te cum o să faci față zilei de mâine, anului viitor, cum o să faci față vremii când vei ajunge la pensie, de multe ori pierzi din vedere prezentul și nu te poți bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a rânduit în ziua de azi. Tot într-o paranteză aș vrea să vă spun, cuvântul acesta mi se potrivește poate mie mai mult decât multora dintre dumneavoastră. Adevărul este că am avut o perioadă în care, gândindu-mă cum vor evolua lucrurile în lume, pe scena lumii, am socotit că eu ar trebui să iau măsuri ca să-mi pun la adăpost familia și trebuie să vă mărturisesc că m-a rugat și am zis, Doamne, învață-mă ce să fac pentru ca în fața evenimentelor care vin peste lumea întreagă, familia mea să fie pusă la adăpost. M-am tot gândit, m-am frământat mai mult decât trebuia. Ce aș putea să fac? Să iau bani din bancă, să-mi cumpăr un teren, să construiesc o căsuță, o cabană pe undeva, să adun într-o cămară, într-un loc ascuns, provizii pentru vremea când nu vor mai fi alimente prin magazine.
Și mi-am dat seama că am intrat într-un joc foarte periculos. De aceea spun, îngrijorările sunt patologice. Trebuie să avem grijă. Și Apostolul Petru, prin Duhul Sfânt, mi-a dat un sfat înțelept și cu sfatul acesta eu voi și încheia în dimineața aceasta, rămânând ca pe viitor, cu ajutorul Domnului, să revenim asupra acestui subiect. Apostolul Petru spunea ce avem de făcut noi cu îngrijorările. În 1 Petru, capitolul 5, cred că versetul al 7-lea, spunea și aruncați asupra Lui, adică asupra Domnului, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Datoria noastră ar trebui să fie să căutăm mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui Dumnezeu. Și Tatăl nostru, care este și înțelept, și bun, și atotputernic, Tatăl nostru care are în controlul Lui toate resursele, nu doar ale planetei, nu doar ale Canadei, ci ale Universului întreg, va ști să poarte de grijă. El însuși îngrijește de noi, slăvit să fie numele Lui. De aceea închei cu aceste cuvinte zicând, Domnul să ne ajute să ieșim biruitori asupra îngrijorărilor. Amin. Amin. Propunea cineva odată și undeva un test pentru ca să te verifici dacă ești un om care te îngrijorezi, care te atașezi de lucrurile acestea sau nu. Și spune așa, dacă după zi de muncă, noaptea nu poți să dormi, ai o problemă mare. Dacă după o zi de muncă, noaptea te învârți din o parte pe cealaltă și te tot îngrijorezi și nu poți să dormi, ai o problemă mare și sunt simptome că ai probleme. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne elibereze de astfel de gând, de astfel de simptome. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca, așa cum spunea fratele Nelu, să-i privim pe frați, ca pe frații noștri, nu altcumva. Și apoi, mesajul care fratele Iosif l-a adus, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne dea o inimă bună, să ne atașăm de Dumnezeu și de mântuirea care ne-a dat-o în dar. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm Domnului așa cum stăm în picioare.